întinde brațul și din pălărie, ca prin minune încep acum să iasă, un porumbel, un iepure de casă, cu tip anglici o întreagă florărie. Dar hocus pocus, binișorul lasă cu gura în jos, o altă boscărie, de sub joben apare acum o farfurie, cu un șnițel bine garnisit pe masă. Așa mereu și vulgul cască gura la cel ce pare că a învins natura el concurează pe copiii muzii. El din nimic își dă fripturi și poame și totuși rabdă uneori de foame. E fabricantul nostru de iluzii.